am găsit la o nouă prezentare asigurare prețioasă. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Slava așezată asupra lui Hristos este o garanție a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ea ne vorbește despre puterea rugăciunii, cum poate ajunge vocea omenească la urechea lui Dumnezeu și cum sunt primite cererile noastre în curțile cerești. Prin păcat, pământul a fost despărțit de cer și înstrăinat de legăturile cu el, dar Isus l-a legat din nou de tronul slavei. Iubirea lui l-a înconjurat pe om și a ajuns la cerurile prea înalte. Lumina care a venit asupra Mântuitorului nostru prin porțile deschise ale cerului va veni și asupra noastră când ne rugăm pentru ajutorul de a ne împotrivi ispitei. Vocea care i-a vorbit lui Isus îi spune fiecărui suflet credincios: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea.